Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Acum o reacție și intrăm pentru prima dată pe Fortnite la sezonul ăsta. Hai să vedem cum arată. Deci prima dată intro arată destul de ok, vibe de vară. Eu zic că e ok. Adică, na. It's faster and more stable. Ok. Login. Desigur o să ne băgăm și live. Am nu știu dacă chiar în seara asta, dar vedem. Deci, chiar arată destul de bine. Battle Pass page unlocked. Ok. Da, deci pe ăsta l-am văzut pe internet. Licum. La cum e aici sfera. Mamă, dar nici un pic de 1080p. Tu și blocat. What the f***? Bă, plătiți netul, mă. Azi faza asta îmi place cel mai mult. Cu Darth Vader, știi cum îl ia? Că, bă, nu ești bun. Ești prea mic. L-a ajutat cum ar fi. Ok? Da, asta a venit înapoi, deci mi se pare o chestie destul de faină. Așa e. Așa să fie Battle Pass. E ce fain i-a adunat pe toți. Deci vai bossul de vară. Nu știu, dar arată destul de bine. Asta nu știu cine e. Nu știu efectiv, nu știu. Deci o să aflăm în ce tocmai, nu e nicio problemă. Fortnite de vibing. Tot a transformat într-un joc destul de fain. Ia că noi să trebuie să vă treaba asta. Ia, nu cred. Bine, mă. Nu, dar ce faină muzica. Care știe muzica să-mi scrie și mie. În privat. Ok. Bun. Deci am primit astea. Dagger Danger, ăsta l-am văzut din sezonul, din sezonul celalt. Ok, și 100 de V-Bucks. Da. Deci cam așa arată. Mă arată destul de ok. Mamă, cum arată Battle Pass-ul. Dar Vader-ul e clar că l-a băgat printre ultimele. Adică, da, dacă am dat-o pe galma. Astea, trebuie să-mi iau eu pe ăsta și să mă duc cu skin-ul ăsta. Ok, hai să vedem dacă ni s-a resetat, nu. Îl punem înapoi, ba, s-a resetat. Cred. Hai, rending automat de unul după high resolution back, ok. Nu, aici nu știu de ce, efectiv nu pot să far. Da, nu știu de ce nu puteam să, nu, mă rog. Solo, nu vreau să mă bag pe solo. Solo build, squad, ok, deci cealaltă s-au deschis. Punem pe solo, dar bine. Deja ne bagă în meci. Da, băieții deja și joacă. Ok. Hai să ne băgăm, să vedem. Asta e destul de ok, văd daily quest-urile care te-ar ajuta destul de mult pentru, da, pentru cei cu Battle Pass-ul. Asta e un emote chiar îmi place foarte mult. Bine, pe asta mi-a rămas mie, nu. Poate dacă intram de la început, aveam gen un intro. Nu știu, efectiv. Acum, ținând cont că sunt și serverele deschise, o să fie un pic de lag la început, dar, na. Bun. Vreau să mă duc aici.
Mamă, ce skin e asta, bă, ești bun la cap. Deci ce arte le-am descoperit? Nu vreau să mă duc aici. Sau pe undeva pe aici. Ca să... Să văd și eu cum e. Arată chiar destul de bine, adică sub surprinderea mea. De fapt, ce că vorbim despre Fortnite, Friday și tot timpul, dar tot timpul Fortnite a dat cel mai bune și cel mai frumoase aventuri. Deși, știi cum e prin leak-urile care se dau de-aia, nu vreau să mă ocup de leak-uri, mă înțelegi? Că mai zice cineva, zice, bă, de ce nu te ocupi de leak-uri? Nu-mi place și nici nu vreau, deoarece din licuri, na. Iar l-o schimbat și aici, gaura aia. Ce mamă cum arată, frate. Băi, nu știu ce caută cu asta de la Ghost Rider, dar lasă acolo. Văd că mă duce în 144 de FPS-uri. Gen, asta l-am blocat eu. Ia, bete la autobuzul. Mamă, ce fain arată. Bine, mă aștept acum să apară tot felul de... de persoană, da. Bine că n-au lăsat. Stai să văd pe unde ar fi aia. Mai e treabă cu... Da, mai... cu heal-ul. Mă rog, cu alea de 50%. Nu stau bine nici cum aici. Trebuie să lutești și să plec, neapărat. What? Ce cu asta ce mi-a dat ei? De asta că facem noi în felul ăsta. Bine, posibil să și pedităm. De să nu rămână numai așa. Am, stai să văd dacă trag. Bă, ăla-i pe aici o pun. What? Ce bine se duce. Hai să mă duc în coace. Bă, sună destul de bine. Nu știu ce fac. Uite, asta un exemplu. Bă, ceva de fax? Și ce? Pot să colectez ceva? Ce? Nu cred, bă, aia. Ai vrea tu. Ba, și o să facă treaba asta. What? Așa de tare e ăla? Hai că m-am blocat. LOL? Bro. O jucă băieții mei, o jucă la două aici. Da. Dump. O jucă la două, efectiv, adică, mă rog, la ce să mă aștept? Păi, item shop nu e nimic. Ba, eu cu băgau și pe item shop. Nu, dar repede să grăbim pe aici să bace. Aici Strike Navigator. Ok. Clintim. Da. N-am apucat. Și nici n-am apucat. Nu știu, am văzut la alții că mi-au arătat pe unde să meargă. Nu știu, a fost un pic mai ok. Mai dăm încă o dată încă un meci. Rapid. Și... Na. De acum să nu vă mirați, o să apară tot. Mamă, ce fain arată. O să apară tot felul de persoane. Deocamdată, prima săptămână, ținând cont, nici nu știu dacă arena e deschisă. Pașul a fost de fiecare dată și e normal. Dacă sunteți jucători noi de Fortnite, să știți că la fel o să fie încă un pic. Adică, acum, dacă stau și mă gândesc, mai bine eu nici shield-uri n-am avut data trecută. Deci, ba, am avut numai 50 de shield. Nu pot las acolo. Mă rog, las, oricum,
Tot meritat așteptarea de la APIC. Bun, deci ori mai trebuie să mă mai duc chiar că stare aici. Bine, văd cum... Bam, nu știu că... A venit un lucru la un moment dat că... Tot să fie distrus. Gen, o parte distrusă a mapei. N-am niciuna bară. Fizerez ceva acolo, pe muntele Alan. Un cerc, dacă vedeți. Ceea ce nu știu dacă chiar puteți vedea, vezi? Acolo, între alea două. Părțile alea două. Bă, nu știu, dar au stat destul de mult, adică... Pe GTA Fortnite... A stat destul de mult să-l faci pe ăsta. Da, sunt încă părți distruse. Pe mapă, pe că am crezut că de la și începe să atace. Trebuie să mă duc, dar asta o să facem noi pe live, pips. O să încercăm să ne ducem la... Încercăm să ne ducem la... Bă, da, să le călărim. Am iartă-mă, că am și uitat cuvântul de să zic. Nu, hai că am tras și eu, dacă e. Hai, mă, că ăsta nu bagă de seamă pe unde-i. Am înțeles. Bine pe văzut. Băiatul meu chiar nu-mi bagă de seamă, adică... Hai, că mai pot să mă mai... Mă rog, arată destul de ok. Multe o să le facem și pe live. Pentru că acum nu se merită. Gen să stau pe episod și să ghicesc tot ceea ce se întâmplă. Dar vă dați seama că o să fie destul de mult. Dacă aș face treaba asta... Da, văd. Nu știu ce șapte e asta. Mă, cred că mă duc aminte. Hai că nu fugit. Mami! Trolli roli, am înțeles. Proli sau cum Dumnezeu te cheamă, sper să rămâi fără calculator. Bine, Pepsi. Hai că ne auzim pe live. Mai cam pas a fost un pic din ce na, zic și eu, o să mai descoperi parcurs. Mai ceva nu aș putea să găsesc deocamdată. Legends Landing. Da, Save the World, aici din câte văd. Impostorul cred că încă tot a rămas, vă dau un leak, nu mai știu cum, câte battle pass-uri, facem efectiv la impostor foarte bine levelul acolo, adică dacă vreți să mergeți la level, nu. No. Bă, ia, arena normal merge, cade repede. Ok, și aici cu skin-urile secrete. 0 build night în 5 zile, bă, cam toate funcționează. Sub surprinderea mea, da. Dar nici nu mai știu, mă scuzați pe mine. Dacă, da, după cum ați auzit pe live-uri, eu am lăsat telefonul să vă în continuare și ne auzim data viitoare. Pa, pa!